găsit prieteni, suntem pe stadionul Dinamo, acolo unde Clubul Sportiv Dinamo încearcă să treacă de ce se afumați în acest retur al finalei barajului de promovare în Liga a doua. Oaspeții care avansează foarte bine la această fază prin Tudorache, acum lângă balon Yamandache. Și vine Torpila de la distanță, 1-0, gol Ionut Zaina, capitanul ilfoverilor, deschide scorul în acest minut 7, 1-0. Pasă scurtă pentru Jucănaru. Avansează Delciu, Delciu la marginea careului, Delciu și ocazie importantă de 1-1. O nouă minge periculoasă a lui Dinamo, Delciu, Mihai. Lovitură liberă și reluarea cu capul a lui Costin Ciochină, care trimite rapid balonul în jumătatea adversă. Același Ciochină se înalță acolo. Ionuț Ulea greșește, Ulea, și este 2-0 pentru CSA Fumați, minutul 41. Ceea ce nu ar fi vrut să vadă Gheorghe Michali s-a întâmplat. Golul a venit de la Yamandache. Și în eșalonul secund, unii chiar și în prima ligă. Fază interesantă a lui Dinamo, centrare. Culege însă perfect balonul acolo, Chioveanu. Iată-l din nou în acțiune pe capitanul ilfovenilor, o pasă scurtă, așteaptă în centru acolo. La distanță, balonul interesant trimis. Execută repede, nu mai au timp de pierdut, o reluare cu capul acolo. Așează balonul acolo, trimite de la distanță, cred că a șters balonul, da, portarul Chioveanu. Și este final de meci pe stadionul Dinamo, s-a auzit fluierul lui Cătălin Busi, așadar CS Dinamo, CSA Fumați 0-2. Rămâneți în continuare alături de FRF TV și de transmisiunile de aici, toate cele bune.